Sperăm din inimă că Dumnezeu primește închinarea noastră. Și cu această încredințare cântăm, ne rugăm, citim Scriptura și predicăm, văzând că de mii de ani în Scriptură, Dumnezeu încurajează pe cei care fac lucrurile acestea. Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta o să citim din nou pasajul din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, având intenția să punem în evidență încă o dată faptul că Duhul lui Dumnezeu dă daruri pentru lucrarea de slujire, dar Duhul Sfânt produce un caracter spiritual în inima celor care slujesc. Darurile de slujire sunt harismatice și manifestă puterea lui Dumnezeu, dar caracterul pe care îl produce roada aceasta, care este a Duhului în noi, creează reputația slujitorului, creează imaginea lui, statutul lui între oameni, felul în care este perceput de familie, de vecini, de cunoscuți sau necunoscuți. De aceea, caracterul îi dă forță celui care slujește. Dacă el este perceput ca o persoană fără caracter, atunci foarte probabil că oamenii nu vor mai primi slujirea lui, pentru că nu vor mai avea încredere în el. Oamenii își pierd ușor încrederea și se recapătă atât de greu încât aproape nu se mai recapătă. Haideți să citim împreună pasajul acesta, frați și surori, deși este un pasaj deosebit de cunoscut. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. O să vă rog frumos să vă ridicați. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Oamenii lui Dumnezeu, observați că roada este una singură. Ea are multe manifestări, multe valențe, dar ea este una singură. Fiecare dintre noi probabil stăm bine la una dintre cele 9 manifestări, dar roada înseamnă toate la un loc. Gândiți-vă cât de greu este pentru un om să poată excela la toate cele 9 încrengături ale roadei Duhului Sfânt. Aș vrea să nu discutăm despre roadă la modul general și să ne oprim la ceea ce se numește pace. Dragoste, bucurie, pace. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am vorbit puțin despre bucurie și încercam să pun în evidență faptul că bucuria este diferită de fericire prin faptul că fericirea este starea de satisfacție pe care o încearcă un om în urma succesului. Însă Biblia ne spune să ne bucurăm în mijlocul necazurilor. Asta înseamnă că bucuria nu mai este generată de lucrurile sau de succesul din afara noastră, ci e o stare constantă, precum constant este prezent în inima noastră Duhul lui Dumnezeu. Vorbind despre pace, probabil că ar fi bine să spunem că lumea din generația noastră este caracterizată de conflicte, este caracterizată de foarte multe tensiuni și de război. De când sunt eu în viață, nu am fost niciodată războaie ca și acum. Și probabil că nu mai sunt mulți în viață care au prins cel de-al doilea război mondial, dar de atunci nu au mai fost războaie de anvergură ca și acum, cel puțin în 2-3 locuri pe fața Pământului. Este ciudat faptul că oamenii încearcă să folosească armament pentru ca să mențină pacea. Armele nu produc pace, produc morți. Cine folosește arme pentru ca să producă pace, nu vor produce pace. Atunci când vorbim de pace, ea este destul de greu de înțeles ca și concept, deși putem să spunem că pacea este absența conflictului, sau o stare de prietenie, sau o stare de confort, o stare de liniște. Însă este bine să observăm în Scriptură cu cine este asociată pacea, pentru că în felul acesta pacea devine un concept holistic și mai ușor de înțeles. În Efeseni, în capitolul 2, versetul 14, Biblia ne spune că Iisus este pacea noastră. Iisus este pacea noastră. Asta înseamnă că cine îl are pe Iisus,
Are perspectiva păcii. Nu în mod automat el va avea pacea, pentru că să nu credeți că Dumnezeu aduce niște containere cu pace, ni le dă și noi dintr-o dată devenim oameni cu pace. Nu, pacea vine în inima noastră și într-o manieră mistică, prin Hristos, dar ea vine în viața noastră și prin disciplina personală, pentru că un om care este nepăsător față de caracterul lui și de viața lui personală, foarte probabil că în el nu va străluci nimic din roada Duhului Sfânt. Apoi, Scriptura ne spune că asociază pacea cu Evanghelia. V-am spus aceste lucruri din Biblie ca să aveți pace. Observați că mesajul Bibliei aduce pace. De ce? Ne transmite ideea că Dumnezeu ne iubește, că este cu noi, că ne iartă păcatele, că ne vindecă, că vom fi prezenți în împărăția Lui dacă vom rămâne credincioși până la capăt, și toate promisiunile acestea conturează un viitor minunat. Asta ne îmbărbătează, ne dă pace, ne dă siguranță, ne dă stabilitate. De asemenea, pacea este asociată cu biserica și biserica se bucura de pace. Biserica se bucura de pace. Biserica este singura instituție de pe fața pământului care se bucură de pace. Pentru că Dumnezeu nu are nimic în lumea aceasta decât pe oamenii credincioși, iar când ei sunt împreună, sau nu neapărat, mulțimea credincioșilor este biserica. De asemenea, pacea este asociată cu neprihănirea. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Observați că sunt câteva lucruri care formează un tot, sau cu relațiile, să trăiască în pace unii cu alții. Relațiile noastre sunt asociate cu pacea. Putem avea relații conflictuale, relații indiferente, relații încordate, relații de încredere sau lipsite de încredere, și putem avea relații pașnice. Imaginați-vă ce fel de om ar trebui să fie un om care promovează pacea în relații. E, asta înseamnă pace. Colericii sunt mai dificili în menținerea păcii, pentru că ei sunt foarte furioși, ei sunt foarte iuți. Ei vorbesc și se aud și ei, după ce vorbesc, că au vorbit prea dur, prea aspru. Pacea nu e ușor de ținut. Revin din nou la dimensiunea familiei. Dumneavoastră știți că nu e ușor să faci pace în casă dacă tot timpul folosești doar dreptatea și adevărul. O să ai dreptate și adevăr, dar nu o să ai pace. Pentru că dacă cineva acum ar vrea să mă convingă pe mine că am anumite defecte, sigur că eu o voi accepta că am anumite defecte, că nu sunt înger, sunt un om. Nu vreau să le am, mă lupt împotriva lor, dar sigur că dacă îmi spune lucrul acesta, nu o să-mi placă. Este adevărat ceea ce îmi spune, dar lucrul ăsta nu-mi produce bucurie. Dar în familie există permisivitate, oamenii în familie își permit să spună ce gândesc, ce simt. Eu nu o să-ți spun nimic, îți spun doar mulțumesc frumos, apreciez, mulțumesc și ce pot să spun mai mult, nu? Nu o să mă fac vulnerabil ca în familie, însă în familie ne permitem uneori chiar să atacăm. De ce? Ca să ne protejăm. Pacea nu este niciodată asociată cu genul acesta de protecție. Nu trebuie să ne protejăm pentru ca să păstrăm pacea. Asta nu este pace. Asta este egoism, asta este narcisism. Atunci când cineva vrea să ne facă un bine, spunându-ne despre o slăbiciune, un defect, o greșeală, un păcat pe care l-am făcut, nu trebuie să ne protejăm la nivelul de a-l nega, de a-l contesta sau de a-l ataca pe cel care ne vorbește, în speranța că va fi suficient de intimidat ca să nu mai îndrăznească altă dată să vorbească cu noi. În familie nu funcționează genul acesta de relație. Acolo pur și simplu avem libertatea să ne spunem unii altora ce gândim, mai ales când suntem nervoși. De asemenea, pacea este asociată cu unitatea Duhului. În Efeseni, capitolul 4, Biblia spune: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Unirea Duhului prin legătura păcii. Legătura păcii produce unitate duhovnicească. Asta înseamnă că ar trebui să ai grijă cum vorbești. Vrei să spui ceva unui om? Folosește cuvintele cele mai potrivite. Nu folosi un ton ridicat. Nu îi vorbi dacă ești nervos. Amână pentru mâine. Mâine nu o să mai fii nervos. Pentru că nervii pe care îi ai nu sunt doar
în relația cu persoana cu care vrei să vorbești. Foarte probabil că ești supărat pentru alte motive. Și acum îți folosești nervii dintr-o altă dimensiune a vieții, dintr-o altă experiență și pur și simplu îi pui în capul unui om care nu merită. Observați că unirea păcii este produsă de... Observați că unitatea Duhului este produsă de pace. Pacea naște unitate. Absența păcii naște conflict. Sunt mulți dintre noi care avem vorba grea, foarte directă și spunem, I don't care, eu i-am spus, Doamne, eu folosesc adevărul. Dacă Dumnezeu ar folosi adevărul cu dumneata, știi unde ți-ai petrece veșnicia? Dumnezeu este bun, nu crezi că ar fi o posibilitate, nu ți se pare o perspectivă minunată? E bine să spunem adevărul, dar să-l spunem în dragoste. Să-l spunem în dragoste. E adevărat că nu reușim întotdeauna, dar dacă nu reușim niciodată, asta este extrem de riscant. Când ne pierdem pacea? Păi sunt o grămadă de situații în care ne putem pierde pacea. Isaia spunea în capitolul 26 că celui cu inima tare, tu îi oferi pacea, îi chezășuiești pacea, căci se încrede în tine. Ce înțelegem de aici? Omul care se încrede în Dumnezeu va avea pace, pentru că încrederea îl conectează cu Dumnezeu, iar reacția acestei încrederi este siguranța. Este stabilitatea. Siguranța și stabilitatea sunt componente ale păcii. Când ești sigur pe ce faci, când ești stabil, atunci ai pace. Când îți pierzi pacea? Îți pierzi pacea când nu mai ești sigur pe ce faci, când plutești și nu te poți controla. Încercând să-i schimbăm pe oamenii din viața noastră, ne pierdem pacea. Începutul căsătoriei mele a fost furtunos. De ce? Pentru că pur și simplu am încercat să o schimb pe Carmen, pentru că așa am crezut eu la vremea aia că trebuie să fac. Nu știam să fac altfel. Și i-am tot spus că e bine cum zic eu, nu cum zice ea. Și sigur că ne-am certat de o grămadă de ori și lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată, nici de două ori. Dar dumneavoastră știți bine povestea, dar nu povestea mea, știți bine povestea dumneavoastră, că sunt cam asemănătoare. Pot fi mici diferențe, dar în mare cam acolo ne postulăm cu toții. Atunci când ne propunem să-i schimbăm pe ceilalți, o să ne pierdem pacea, pentru că noi nu-i putem schimba pe ceilalți. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Nu aștepta 40 de ani de căsătorie, cum sunt eu, ca să știi că nu poți să schimbi partenerul, domnule. Te rog frumos să înțelegi odată treaba asta. Atunci când încercăm să-l schimbăm pe celălalt, ajungem la conflict, pentru că celălalt spune, bă, dar mă termini, lasă-mă în pace, că mi-ai luat aerul. Și dumneata te super, te miri că de ce se comportă așa, că nu înțelege, că nu ascultă. Partenerul nostru nu-i copilul nostru. Trebuia să-l căutăm cât de diferit sau cât de diferită este când ne-am căsătorit. Acum, după ce ne-am căsătorit, ne-am adus și noi aminte că e diferit și încercăm să-l facem un al doilea eu. Adevărul e că pe măsură ce îmbătrânim și ne înțelepțim, ne dăm seama că a-l iubi pe celălalt este o variantă mai bună decât să încercăm să-l schimbăm. Pentru că să-l iubim reușim, dar să-l schimbăm nu. Așa că ar fi bine să ne folosim energia constructiv. Apoi, încercând să influențăm lucrurile când nu este vremea potrivită, ne pierdem pacea. De pildă, Carmen este bolnavă și eu mă rog lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, ascultă-mă și vindecăm nevasta. Și Dumnezeu încă n-a făcut lucrul acesta până acum, decât așa cum a făcut-o acum 13 ani sau altă dată, dar eu vorbesc de chestiile prezente. Și pentru că Dumnezeu nu face acum când eu cer, eu risc să-mi pierd pacea pentru că eu îmi creez așteptări. Predicatorii îmi spun că dacă eu mă rog, Dumnezeu mă ascultă. Ei nu mai îmi spun și alte condiții ale rugăciunii. Ei nu mai îmi spun că între a asculta și între a împlini e diferență și nu întotdeauna, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea întotdeauna, dar nu face ce spunem noi, că Dumnezeu nu este un prestator de servicii la care noi îi trimitem factura să ne facă servicii. Să nu credeți asta. Noi ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă, dar la modul general, Dumnezeu are drumul Lui
Și El știe ce trebuie să facă cu noi, cu familiile noastre, cu viața noastră și cu viitorul nostru. Dacă Dumnezeu s-ar lăsa după sfaturile și sugestiile noastre, după dorințele și așteptările noastre, și-ar conduce lumea în felul ăsta, ne-am întoarce din nou în grădina Edenului. Nu vreau să spun că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, mă gândesc că am fost suficient de clar. Dumnezeu ascultă rugăciunea întotdeauna, dar nu întotdeauna o împlinește în felul în care noi am cerut. Sunt oameni care spun de ce și explică de ce Dumnezeu mi-a luat pe cel drag, de ce Dumnezeu, și pentru că nu pot trece peste treaba aia, se supără pe Dumnezeu și evident că își pierd pacea. Să-ți păstrezi pacea înseamnă să accepți planurile lui Dumnezeu. Nu le înțelegi, trebuie să le accepți. Te dor, nu e nicio problemă, trebuie să le accepți. A fi credincios înseamnă a accepta ce nu vrei să accepți, ce este disconfortant, ceea ce te înțeapă pur și simplu în ochi, te deranjează. Supărându-te că nu faci progrese suficient de rapide. Sunt oameni care nu mai vor să vină la biserică pentru că sunt dezamăgiți de pocăința lor. În călătoria aceasta am avut harul să ajung în prezența unui om care a renunțat la pocăință, la Dumnezeu, la biserică, pentru că Dumnezeu nu l-a ascultat cum a cerut el și nu s-a întâmplat ceea ce el a așteptat. A spus el, duminica e așa și de luni încep iarăși altfel. Și a fost dezamăgit, debusolat și a renunțat. Ce a vrut el? El a vrut să fie el Dumnezeu și Dumnezeu să fie el. El să-i spună lui Dumnezeu ce să facă. El i-a făcut programul lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a permis ca să nu-l asculte. Și atunci el n-a mai venit la adunare. El nu-și dă seama că își pierde sufletul. El încearcă să-l intimideze pe Dumnezeu, să-l constrângă pe Dumnezeu să-l asculte. Asta este o mare nebunie. Noi nu ne cunoaștem lungul nasului, dacă îmi permite să folosesc expresia aceasta. Că dacă l-am cunoaște, atunci n-am proceda așa. Care sunt dușmanii păcii? Păi dușmanii păcii sunt mulți. Unul dintre ei este necredința. Nu știu pe niciunul mai mare decât necredința. Iisus a spus, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Adică ai credință, prin credința aceasta păstrează-ți pacea care o ai. Unul dintre cei mai mari dușmani este necredința. Fără credință omul nu poate avea pace, pentru că pacea este rezultatul prieteniei cu Dumnezeu, iar în absența credinței omul nu mai are nicio prietenie cu Dumnezeu. Nu putem avea lucrările lui Dumnezeu în absența lui Dumnezeu și nu putem avea pe Dumnezeu în absența necredinței. Credința îl face accesibil pe Dumnezeu, iar accesându-L pe Dumnezeu avem pace. Verbul a accesa pe Dumnezeu e puțin nepotrivit, dar îmi cer scuze dacă nu vă place. Pe lângă necredință, îngrijorarea este încă un lucru care ne fură pacea. Scriptura spune, nu vă îngrijorați de nimic. Dumneavoastră, vă dați seama ce complicat e de nimic? Adică de nimic, domnule, de nimic, n-ai voie de nimic să te îngrijorezi. Dar ce să fac? Să spui, Doamne, Tu vezi că mă culc și problema asta nu e rezolvată. Mă trezesc mâine și nici nu știu ce o să fac. N-am nicio idee ce o să fac mâine, că n-am ce-mi trebuie. Mă gândesc că în timpul nopții câte ore am la dispoziție să dorm în bunătatea Ta, Tu vei fabrica o soluție. Și te culci cu speranța că Dumnezeu va fabrica o soluție, va găsi o soluție. Dar sunt și oameni care se îngrijorează și nu ia somnul. Eu cunosc pe cineva care în noaptea de dinainte să meargă la un control medical nu doarme o secundă. Dar o secundă, dumneavoastră știți cât e o secundă? Dom'le, nu doarme o secundă! Oamenii sunt de multe feluri. Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Poftiți! Când te îngrijorezi, soluția este rogi. Și să crești ce te rogi. Să te rogi cu credință și în felul acesta se accesează pacea. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile în Hristos. Observați cum vine pacea peste noi, în momentul în care credem și ne rugăm. Dar numai de rugăciune nu avem chef atunci când suntem nemulțumiți că Dumnezeu nu ne-a ascultat. Vedeți cât de mult ar trebui să ne disciplinăm? Noi suntem greu de îmblânzit, greu de, hai să zic de mine că să nu vă supăr pe dumneavoastră, sunt greu de domesticit. Dar trebuie să mă las domesticit și duhovnicit
și modelat și schimbat și smerit, ca altfel, de unde pace într-un om nemulțumit și nervos? Într-un viteaz de ăsta pe care nici Dumnezeu nu reușește să-l pună la punct. Nemulțumirea. Eu mă culc și adorm în pace. Păi când ești nemulțumit, nu te ia nici somnul și nici pacea. Lăcomia, mândria, ambiții personale, lipsa relațiilor din familie, frățești, colegiale, toate aceste lucruri ne pun într-o stare de conflictualitate, de adversitate și numai pace nu avem. Vreau să știți că sunt oameni mai aspri, mai certăreți, mai critici, mai puternici, să nu spun mai încăpățânați. Oamenii ăștia sunt mai greu de îmblânzit și ei sunt foarte tari. Ei sunt într-un război permanent, nu se lasă. Nu, domne, cu mine nu-i merge. E, genul ăsta de om are puțină pace, că cu el nu-i merge, nici lui Dumnezeu nu-i merge cu el. Nici la pace nu-i merge cu el. E, până la urmă, genul ăsta de încăpățânare înseamnă o natură firească destul de greu de îmblânzit. Oamenii lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte cum e înțelepciunea care vine de sus. Pașnică, blândă, atenție, ușor de convins, ușor de înduplecat. Nu, domne, cu mine nu-ți mergi. Dar lasă-te, mă, frate, înduplecat. Nu mă las, domne, nu mă las. Cu mine nu-ți merge. Ok, cu el nu ne merge, am înțeles. Care sunt cauzele conflictelor? Atunci când omul nu găsește înțelegere, omul se revoltă. Un om poate să treacă peste o nemulțumire, peste două, dar e destul de limitat omul și atunci el se revoltă. Se revoltă și el atacă pe omul care reprezintă adversitatea. Oamenii sunt supărați pentru că au nevoi neîmplinite. Oamenii care sunt bolnavi pentru o perioadă lungă de timp, să știți că la un moment dat vor obosi și vor deveni irascibili. Ei se supără imediat, pentru că durerea pe care o poartă de mult în trupul lor îi le dă o stare de agitație, de sensibilitate, sistemul lor nervos este frânt, este epuizat și ei ușor se supără, dar nu numai din cauza asta se supără, se supără și pentru faptul că ei știu că o astfel de persoană merită înțelegere. Ei se așteaptă să-i înțelegi pentru că-s bolnavi și ei asociază boala cu vulnerabilitatea, cu instabilitatea, cu dezechilibru. Dacă aveți astfel de persoane în viața dumneavoastră, pregătiți-vă să vă raportați la persoane acestea cu o doză mărită de înțelegere și de răbdare, pentru că când ești sănătos, ai alt echilibru decât o persoană bolnavă. Responsabilități neasumate. E foarte greu să trăiești cu un partener care nu-și asumă responsabilitățile. Tot vorbești cu el, tot vorbești cu el, tot vorbești cu el și tot n-ai vorbit cu el. Nu-și asumă responsabilitățile. Nu ne-am înțeles că faci treaba asta. Ba da, și. E ca de la început. Cu cine este asociat comportamentul ăsta? Cu copilăria. Un copil e la fel. De ce n-ai făcut asta? Am uitat. E specific unui copil? Da, unui adult. Păi dacă e copilăros, și lui este specific. Pregătiți-vă dacă aveți pe cineva în familie imatur, pregătiți-vă, înarmați-vă bine că dacă vă enervați, ajungeți și dumneavoastră ca el. Mai bine măcar dumneavoastră să vă mențineți linia de plutire. Închinare diferită, oamenii se supără, Mical s-a supărat pe David. Din punctul ei de vedere, regele nu trebuia să țopăie pe acolo. Nu trebuia să țopăie. Mai vin la mine unii din biserică și îmi spun, l-am văzut pe la care cânta că făcea așa, eu nu vreau să fac așa. Auzi, domnule, închinarea este o chestiune destul de privată. Oamenii, unii când râd așa, unii să fac praf, să... Oamenii sunt de multe feluri. Unul când plânge, oftează așa un pic, unul se jelește de zici că e gata. Oamenii sunt diferiți.
Unul mănâncă frumos, ia o jumătate de oră cu gura închisă, unul mușcă de trei ori într-un sandwich, are un cocoloș aici, unul aici și a terminat în 50 de secunde cu sandwich-ul. Dom'le, stăm de vorbă cu niște oameni diferiți, nu suntem toți niște poze așa. E adevărat că e nevoie de decență, dar de multe ori noi confundăm decența cu decența noastră și ni se pare că decența noastră trebuie să devină decența bisericii, uitând că aproape fiecare are decența lui. Ar trebui, când vorbim despre comunitate, să ținem minte că nu suntem toți la fel. Aici nu vorbesc nici de prost gust, nu vorbesc nici de obrăznicie, nici de o atitudine firească, ci vorbesc doar de un specific temperamental. Sunt oameni care se duc și îl pupă pe copil mai așa și sunt alții care îl tăbară, domnule, strâng până ai impresia, bă, dă-i drumul că se întâmplă ceva cu copilul. Sunt foarte multe lucruri, nu am timp să vă spun tot ceea ce mi-am propus să vă spun, dar o să am timp să vă spun ceea ce trebuie. Cum obținem pacea? Păi, dacă n-aș avea timp să spun cum obținem pacea, aș spune doar atâta. Obținem pacea prin pocăință. Și am încheiat orice discuție. Dar am să spun totuși trei lucruri. Obținem pacea într-o relație personală cu Dumnezeu. Să știți că pacea nu se obține într-o relație cu noi și nici într-o relație cu oamenii. Pacea se obține în relația cu Dumnezeu. Pacea vine de la Dumnezeu, nu de la noi. În noi pacea doar vine, dar ea vine de la Dumnezeu. Cum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi unii pe alții. Sau împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Ăsta e cel mai potrivit verset. Iov, capitolul 22, versetul 2. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Asta înseamnă că dacă te conectezi cu Dumnezeu, pacea este un efect al conectării. Când te îndepărtezi de Dumnezeu, ești războinic. Nu mai poți să ierți pe oameni, nu mai poți să treci peste ofensele pe care ți le-au făcut și vrei să te răzbuni, îi reproșezi, te detașezi de persoana respectivă și dacă e vorba de familie, e foarte complicat, pentru că pleci supărat, te întorci supărat, vii la biserică supărat, pleci de la biserică supărat, dar nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu nici aici, înțeleg că acasă, dar nici măcar aici nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Dar ce ar trebui să se întâmple? Eu îți spun că dacă treci printr-un necaz, o să vezi că se schimbă situația, dar ești sigur că vrei să folosești metoda asta? Nu e ideală deloc. Obținerea păcii, păstrarea păcii, promovarea păcii. Obținem pacea prin împrietenirea cu Dumnezeu. Păstăm pacea prin manifestarea acesteia față de oamenii din jurul nostru. Dacă vreți să vă păstrați pacea, trebuie să o împărțiți cu aia care vă supără, care vă jignesc, cu care vă bârfesc, care vă spun că nu sunteți buni de nimic, care spun o grămadă de minciuni sau de adevăruri exagerate și așezate într-un alt scenariu, ca să vă facă de rușine. Știți de ce oamenii vă vorbesc de rău? Pentru că vă invidiază. Asta înseamnă că sunteți niște deștepți, niște frumoși, niște pocăiți, de-aia vă invidiază oamenii. Oamenii nu vă invidiază că sunteți mai jos decât ei, ci că sunteți mai sus. Oamenii frustrați trebuie să-și manifeste frustrarea într-un fel. Trebuie neapărat să ne păstrăm pacea, împărțind-o cu oamenii care trec printr-un moment mai greu și n-au echilibru, n-au liniște, n-au pace, n-au bucurie. Dacă aveți, dați-le exact cum se împrumută banii, așa trebuie să faceți și cu pacea. Dacă o să vă imaginați pacea ca banii, o să fie mai ușor de gestionat. Obținerea păcii, păstrarea păcii și promovarea păcii este pacea cu Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu și pacea de la Dumnezeu, de fapt. Seamănă puțin la filozofie, dar dacă am avea timp să ne adâncim în ideea asta, ar fi interesant, adică ar fi folositor. Există anumiți pași pe care îi putem face. Este credința, este rugăciunea, este Scriptura, este persoana Mântuitorului. Biblia ne spune să căutăm pacea. Pacea trebuie căutată așa cum căutăm lucruri pe care nu le găsim. În ultimul timp îmi caut cheile tot mai des și mi-am luat un senzurici din ăla și când nu mai știu unde le-am pus și caut toată casa și nu, apăs pe buton, pe bumb și mă duce unde-s cheile. Dacă aveți probleme de astea cu uitatul, asta e un ajutor. Dar pentru căutat pacea nu există niciun ajutor de genul ăsta. Pacea trebuie căutată în mod sincer,
cu modestie, cu smerenie, pacea trebuie căutată în mod continuu și pacea trebuie căutată în limitele lui Dumnezeu, nu în limitele noastre. Apoi, pe lângă căutarea păcii, este împăcarea cu Dumnezeu. În relație frântă, ruptă, încordată cu Dumnezeu, nu mai există pace. În absența încrederii, într-o stare de negativism, de conflictualitate, ți se pare că toată lumea are ceva cu tine, ți se pare că nevasta nu te mai respectă sau soțul nu te mai iubește și lista poate continua. Dar și prin refularea tensiunilor interioare, trebuie să găsești o soluție să refulezi. Eu îți recomand să te rogi, să plângi, urcă-te în mașină și du-te până în Wisconsin și roagă-te și plângi și vorbește cu Dumnezeu, te întorci, îți umpli rezervorul la loc și ai scăpat. Ai nevoie de un timp personal cu Dumnezeu pentru că se acumulează nemulțumire, supărare, neîmplinire, frustrare, răni, tot felul de lucruri și ai nevoie să fii singur, să poți să plângi, să poți să scapi de o travă aia care ai strâns-o într-un loc ascuns din suflet. S-a epuizat timpul, așa că mă opresc. Scumpii mei, să plătim pentru pace și să nu fim zgârciți când ne cumpărăm pacea, să cumpărăm pace de calitate și apoi să o împărțim cu cei care nu au. Că să știți că cândva, când am fost fire, și alții au împărțit-o cu noi. Haideți să ne rugăm!